Ce face fiecare tobă din set? Hai să le cunoaștem împreună, iar până la finalul acestui video vei cunoaște întreg setul de tobe. Acesta este setul meu personal de tobe și vom începe cu începutul. Nucleul acestui set este toba mare, toba mică, care îi spunem și premier, și cinelul fus, care sunt aceste două pălării. Bun. Și următoarele tobe sunt tumurile, tum 1, tum 2 și poți să-i spui și tum 3, dar noi ne-am obișnuit să-i spunem cazan. Observăm că are trei picioare pe care stă. Cum am spus, nucleul acestui set este toba mare, premierul și fusul. Ele sunt cântate cel mai des, iar cam toate ritmurile se rezumă la astea trei tobe. Dar din când în când folosim și cazanul și tumurile, atât în ritmuri cât și în filuri. Și destul de des în tranziții vom folosi cinelele, ele vor fi lovite cel mai des pe timpul 1 și raidul, care va fi cel mai des cântat pe refrene și foarte des, aproape tot timpul, în jazz, în swing. Și asta este tot. Acum cunoști întregul set de tobe. Și dacă ți se par foarte multe și ți se pare copleșitor, nu uita că nu începi prin a cânta toate odată, nu suntem caracatițe, dar vei începe pe rând, cu fusul, ușor cu premierul, ușor și toba mare și ușor, ușor, de la lecție la lecție, vei învăța, vei incorpora și tumurile, crash-urile, raid-ul și așa mai departe. Îți mulțumesc că ai urmărit acest video până la capăt. Numele meu este Sorin Arsene, toboșar și drum coach. Și dacă vrei să urmărești și alte resurse cu mine, intră pe pagina mea. Urmărește-mă, deoarece postez content nou în fiecare săptămână. La revedere!